S-ar fi adoptat niște măsuri speciale astfel încât ambasadele să poată organiza diferite evenimente. Da, te întreb eu, nu e oricum teritoriul altui stat, cel al ambasadei? Hai să-l ascultăm pe Ludovic Orban și ne zice el ce și cum. Excelența voastră, domnule președinte al României, Klaus Iohannis, excelența voastră, domnule ambasador al Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, stimați invitați, face o deosebită bucurie să fiu alături de dumneavoastră cu această fericită ocazie pentru partenerii și prietenii noștri americani, cea de-a 244-a aniversare a declarării independenței Statelor Unite ale Americii. Vreau să vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru invitația adresată. Doresc să vă urez, în numele Guvernului României și al meu personal, Happy Independence Day! O asemenea ocazie ne reamintește importanța parteneriatului strategic dintre Statele Unite ale Americii și România și faptul că acesta se bazează pe fundamentul solid al principiilor universale înscrise în Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii și care și-au dovedit valențele universale care sunt larg împărtășite la nivelul întregii societăți românești. Ca șef al executivului, consider că principiile și valorile capătă forță și durabilitate prin eforturi constante și cooperare mutual benefică. Este motivul pentru care programul de guvernare pune un accent special pe aspectele concrete ale extinderii și aprofundării parteneriatului strategic dintre Statele Unite ale Americii și România. Ne-am stabilit de la bun început să fundamentăm politica noastră externă pe trei piloni care îi conferă stabilitate și predictibilitate, continuarea întăririi și extinderii parteneriatului strategic cu Statele Unite, creșterea rolului, contribuției și profilului României în Uniunea Europeană și în NATO. Colaborarea bilaterală cu Statele Unite ale Americii, intensă și eficientă, nu se limitează doar la politica externă și de securitate. Parteneriatul nostru strategic și-a dovedit eficiența și flexibilitatea prin adaptarea rapidă la circumstanțele speciale prin care trecem. Ne-am putut reorienta rapid metodele de lucru și de comunicare, asigurând continuitatea și fluența dialogului strategic bilateral. Ne-am extins domeniile de cooperare prin gestionarea efectelor pandemiei de COVID-19. Este suficient să amintim aici transportul sprijinit de Statele Unite ale Americii, de echipamente esențiale de protecție, dar și asigurarea repatrierii cetățenilor români și americani. Nu în ultimul rând, aș dori să amintesc deplasarea unei echipe medicale militare din partea României în statul Alabama, pentru schimb de experiență și ajutorul oferit combaterii pandemiei. Guvernul României va urmări în continuare aprofundarea cooperării politico-militare și de securitate, cu accent pe regiunea Mării Negre, de importanță strategică pentru securitatea transatlantică. Dorim să intensificăm cooperarea cu Statele Unite ale Americii pentru asigurarea securității energetice, dar și pentru dezvoltarea eficientă a capacităților nucleare civile ale României de a produce energie. De asemenea, menținem un dialog constant în domeniul securității cibernetice, inclusiv în privința oportunităților de dezvoltare a infrastructurii digitale și a rețelelor de comunicații. În același timp, guvernul pe care îl conduc a urmărit dezvoltarea consistentă a dimensiunii economice și de investiții a parteneriatului strategic bilateral, nu în ultimul rând prin promovarea unor politici economice menite să ofere predictibilitate și transparență de natură să oprească atractivitatea climatului general investițional din România. Vreau să cred că, împreună cu colegii mei din guvern, am făcut o demonstrație concludentă asupra faptului că România este o țară pe care puteți conta cu un potențial de dezvoltare uriaș și un partener predictibil în ceea ce privește orientarea strategică. Este mesajul pe care l-am transmis constant reprezentanților tuturor companiilor americane cu care am avut ocazia să intru în dialog și să cooperăm. Guvernul va continua să sprijine
susține dezvoltarea mediului de afaceri din România în spiritul economiei libere de piață și al antreprenoriatului, fără să neglijăm nicio clipă datoria pe care o avem față de toți cetățenii noștri, cu atât mai mult în acest context dificil în care ne găsim cu toți. Doamnelor și domnilor, vă asigur că România, partener strategic puternic al Statelor Unite ale Americii și stat profund atașat consolidării relației transatlantice, atât sub forma Alianței Nord-Atlantice, cât și a cooperării SUA-Uniunea Europeană, va acționa și pe mai departe pentru ca această relație să se intensifice. România este și va continua să fie unul dintre aliații de nădejde ai Statelor Unite. Este o opțiune firească, bazată pe valori, idealuri și interese comune împărtășite de popoarele noastre. Am convingerea că parteneriatul nostru va continua să crească, stimulat de prietenia și legăturile dintre cetățenii noștri și autoritățile din cele două țări, precum și dintre companiile și investitorii români și americani sau dintre organizațiile universitare și civice din statele noastre. Vreau să cred că ambele părți sunt conștiente de mizele deosebite ale atingerii obiectivelor comune de securitate și prosperitate. În încheiere, vreau să vă reasigur de faptul că veți găsi întotdeauna în Guvernul României un interlocutor atent și dedicat dezvoltării proiectelor noastre comune. Happy Independence Day! Și nu mă pot abține să nu spun că mă bucur să fiu alături de președintele României și de ambasadorul Statelor Unite ale Americii, oarecum într-o premieră a ultimilor ani, în care președintele și premierul rare ori au stat împreună, și mă bucur că s-au terminat boicoturile din partea unor forțe politice care, din motive obscure și de neînțeles, refuzau să participe la sărbătorile naționale ale Statelor Unite ale Americii și ale celor mai importanți parteneri ai noștri. Vă mulțumesc! Bun, l-am ascultat și pe premierul României, pe Ludovic Orban, la această festivitate de la Ambasada Americii.